Primarul Comunei Grădiștea Constantin Corbu ne-a prezentat un scurt bilanț cu obiectivele realizate în acest an, dar și proiectele propuse pentru anul 2020. Se apropie sfârșitul de an. Cât la sută din proiectele propuse la început, în ianuarie 2019, ați reușit să realizați până în momentul de față? Deci am reușit să implementez 70% din proiecte. Proiecte în finalizate, este vorba de etapa a doua baze exportive, Grădiștea, care a suportat în anul 2015 execuția cabinelor pentru fotbaliști și arbitri. Am făcut cabine din fonduri proprii de nivelul diviziei C, adică Liga a treia. Iar anul acesta, tot din surse proprii, într-un proiect, în același proiect, dar faza a doua, a fost vorba despre împrejmuire și tribune. A ieșit o bază sportivă, după cum spun cei care au văzut-o, frumoasă, utilă și sperăm să, la anul, să facem suprafața de joc. De ce am făcut-o din bani proprii? Deoarece a fost depus un proiect în administrația trecută, care n-a mai fost finalizat, el a fost suspendat și nu s-a mai putut face baza sportivă pe fonduri naționale sau europene. Cauzele n-are rost să le discutăm. După aceea, proiecte în derulare sunt școala cu clasele 5-8 Rasa, unde a fost reabilitată, modernizată și extinsă prin execuția unei săli de sport, prin WC-uri, centrală termică, uzină de apă și depozit pentru lemn. O școală care este făcută în proporție de 80%. După aceea, tot în sistemul educațional, pentru că țin foarte mult la educație, a definitiva construcțiile necesare unei educații corecte, grădinița de la Cunești, tot așa, modernizare, reabilitare, extindere, bineînțeles, cu aceleași elemente, centrală termică, uzina de apă, WC-uri în interiorul instituției. Apoi venim pe partea de CNI, unde avem în realizare căminul cultural, un cămin cultural destul de mare, care ajunsese într-o stare deplorabilă datorită acoperișului și a lipsei burlanelor și șcheaburilor. El se consolidează, se reabilitează și se modernizează printr-o extindere în spate, unde se vor face WC-uri pentru toate categoriile, femei, bărbați și handicap. Se va face o culoare de ieșire din cămin, un culoar pe lângă cămin închis cu acoperiș din sticlă și centrală termică, uzină de apă și, bineînțeles, sistemul de aer condiționat, care este un sistem realizat prin chillere, adică niște mijloace tehnice care vor permite scoaterea prafului din aer, încălzirea aerului sau răcirea sălii în pe timp de vară. Totodată, camerele existente în căminul cultural nu înseamnă numai sală. Deci la bibliotecă vom face WC-uri. Nu aveau WC-uri, la sala de internet de asemenea, iar în sălile care rămân goale, exceptând arhiva și blocul de monitorizare a camerelor de luat vedere din comună, rămân spații generoase pentru a dezvolta un muzeu etnografic al comunei și totodată, fiind o comună care facem parte din mari descoperiri arheologice, vom face și un muzeu arheologic, adunând la Grădiștea toate obiectele găsite de-a lungul timpului pe diverse civilizații. Iar căminul în sine, prin asociația cultural-educativă creată la nivelul Comunei Grădiștea, împreună cu Școala Grădiștea și cu un ONG pentru copiii de la clasa 0 la clasa 10, va fi oferit pentru toate activitățile culturale care se vor desfășura. Bineînțeles, am pornit cu dansurile populare, dar foarte repede am văzut că se dezvoltă activități adiacente, activități de
figurine din hârtie, activități de pictură pe sticlă, urmează ceva pe linie tematică, deci am invitat școala, părinții și elevii să participe la ceva comun. Când se vor finaliza lucrările la Căminul Cultural? Cred că lucrările se vor finaliza în totalitate până la 1 mai 2020. Partea noastră de cofinanțare am asigurată, iar din partea de cofinanțare am reușit să aducem energie electrică la nivelul puterii de 100 de kW printr-o investiție de 270.000 de lei. Noi mai avem de făcut partea de protecția mediului și amenajarea teritoriului în jurul căminului. Astea sunt lucrări în execuție, bineînțeles, ne uitând, asfaltare în Comuna Grădiștea, proiect început, făcute 8 străzi la nivelul de săpătură, la minus 50 de centimetri, balast, piatră, iar în anul viitor, imediat cum va permite vremea, se va turna asfalt. Deci venim și mai completăm rețeaua de drumuri asfaltate în Comuna Grădiștea, care în anul 2012, când am luat mandatul, aveam 30 de metri de asfalt lângă biserică, acum am ajuns la 14 km, dintr-un total foarte mare de drumuri interioare al Comunei Grădiștea, 42 de km. De ce nu ne-am extins în satul Grădiștea cu aceste străzi? Deoarece întârziem, și apăs cu acest cuvânt, cu canalizarea și potabilizarea apei în satul Grădiștea, datorită unor așa zise nereguli pe care le constată CEREFIR-ul, Centrul Regional de, pentru Agricultură în mediul rural, și nu putem, nu ne admite încă licitația publică făcută pentru alegerea constructorului. Alte proiecte demarate și neîncepute, dar sunt în achiziție publică, sunt construirea unei primării noi în Comuna Grădiștea, după un proiect deosebit, care a fost apreciat foarte mult în Comitetul Tehnic de la CNI, acolo te duci în fața la 29 de specialiști, îți prezinți proiectul și fiecare îl evaluează. După aceea, avem pistă de ciclist și teren multifuncțional de sport la școala 1-4 Grădiștea, care va da posibilitatea desfășurării activităților de la școala 5-8 Grădiștea în acest spațiu, iar acolo, prin proiectul contractat cu ADRS-ul Muntenia, se va face grădiniță nouă cu 4 săli de clasă. Deci structura educațională va fi completă. Canalizarea mă oprește să nu pot să merg cu asfaltul mai înainte. Voi insista astfel încât să demarăm aceste investiții în cadrul anului viitor. Mai sunt o grămadă de proiecte depuse, mare parte pe PNDR, Programul Național de Dezvoltare Rurală prin fonduri europene, care, declarate eligibile și conforme, ni s-a dat răspunsul că sunt fără finanțare. Și atunci ne ducem la acel motiv pe care îl invocă toată lumea, nu s-au absorbit fonduri europene în mod suficient. Restul proiectelor care le-am depus și le câștigasem a fost iluminat public, înlocuirea sistemului de iluminat public făcut în 2007, vechea administrație, și potabilizare și stația de pompare în satul Rasa și potabilizarea în celelalte sate au fost suspendate din Fondul de Dezvoltare și Investiții, care era un fond care permitea împrumutarea unităților administrativ-teritoriale pe 20 de ani pentru a realiza o investiție. O altă investiție importantă pentru care lucrăm și la care sunt inițiatorul, nu vreau să-mi fac laude, este formarea acelei asociații de dezvoltare intercomunitară Dunărea Sud Gaze, care permite racordarea la gaze a 10 comune din județul Călăraș, de la Vâlcelele până la Ulmeni, la care am reușit să iau în această asociație cu participare de 50% financiar a Consiliului Județean. Sunt o grămadă de colegi care și azi m-au sunat și au spus cum ați făcut dumneavoastră că vreți să facem și noi, astfel încât în județul Călăraș să se dezvolte
această posibilitate care, din punctul meu de vedere, duce și la creșterea bunăstării, dar și la dezvoltarea economică. Am fost la Ministrul Economiei de la acea vreme, de anul trecut, și m-a întrebat de ce există această insistență pentru gaze aici. Și eu am spus, pentru că de la Călăreaș până la Oteniță, pe fluviul Dunărea, nu se întâmplă nimic. El este de câte ori un cotar între România și Bulgaria. Avem nevoie să dezvoltăm, din punctul meu de vedere, această zonă la fluvii. Te duci oriunde în lume și vezi că pe malul fluviilor se desfășoară activități economice. Și se dezvoltă comunitatea din zona. Se dezvoltă comunitatea. Deci proiectele sunt o grămadă. Avem un asfalt pe Programul Național de Dezvoltare Rurală de 3 ani de zile care stă în stand-by, de la intrare în Grădiștea și până la Bogata, care leagă toate satele. Avem drum agricol, care ar da posibilitatea să legăm drumul național DN3 de comună, aferent terenurilor agricole existente în zonă. Acum avem o colaborare cu Consiliul Județean, prin ridicare topo și studii geo, la drumul județean 309. Este un drum care leagă Bogata de Odobescu și merge mai departe până la intersecția de la Vlad Țepeș, adică face legătura cu DN3B, tocmai la Vlad Țepeș. Problema cea mai mare este intabularea, cărțile funciare care s-au făcut și drumul a fost lăsat în negligență la 4 metri, el trebuie lățit la 9 metri și acel pod dintre Grădiștea și Odobescu, care este depreciat și trebuie reabilitat. Promisiunile și lucrările care se fac ca documentații pentru acest drum, mie îmi dau convingerea că acest drum se va realiza. Ceea ce vreau și de ce fac atâtea lucruri și de ce modernizez și de ce pun instituțiile publice la punct, pentru că eu cred în regionalizare, cred că se vor face comune mai mari de 10.000 de locuitori. Și atunci, prin elementele pe care le are Grădiștea, cea mai mare suprafață teren arabil, 18.000 de hectare, cel mai mare izlat, 602 hectare, existența unui liceu în comună, existența secției 6 de poliție care cuprinde cele 9 comune din jur, o infrastructură educațională completă, instituții care permit dezvoltarea culturii, faptul că este la drum național, faptul că este aproape de Călăreaș, faptul că eu pledez la colegii mei de la Călăreaș să creăm, să scriem o viitoare metropolă, care n-ar trebui să-i sperie pe cetățenii de la țară, crezând că dacă intră în metropola Călăreaș, vor plăti impozite și taxe la nivelul Călărașului. Nu! Noi vrem să facem o metropolă pentru că această zonă a Călărașului să fie băgată în seamă prin numărul de locuitori de care s-ar putea folosi anumiți investitori. La un număr de locuitori sub 100.000 de locuitori cum e Călărașul, nu te bagă nimeni în seamă. Și pentru accesarea proiectelor? Și pentru accesarea proiectelor, pentru că noi să sperăm că Uniunea Europeană își păstrează stabilitatea economică, că vedem acum că sunt discuții, și altă șansă a noastră de a ne dezvolta este să facem proiecte. Numai că eu fac o afirmație. Avem un gol de forță de muncă. Forța de muncă cea mai bună, cea mai vrednică, cu oameni tineri. Sunt plecați afară. Banii care îi trimit acolo, ați văzut că au început să scadă. Pentru că ei s-au mutat cu totul acolo. Nu mai trimit atâția bani. O parte îi păstrează. Dar dacă aici s-ar face salariile egale cu afară, eu cred că ei ar veni înapoi numai dacă serviciile către ei vor fi la nivelul celor de la Uniunea Europeană. El vrea să fie tratat bine, într-un timp scurt, fără costuri suplimentare, fără sacoșe, fără ciocolate, fără cafea, fără nimic. În momentul în care vede că instituția publică îl respectă, el atunci nu mai poate să facă diferența. Pentru că el, de fapt, s-a învățat să trăiască liber. El vrea să trăiască liber în țara lui. În țara lui. Uh-huh. Mi-ați vorbit și despre obiective, le-ați atins obiectivele pentru anul viitor. Acum rămâne de văzut când veți debloca acele lucrări blocate de ceva timp. V-ați propus ceva la începutul anului și nu ați reușit? Ați plecat cu un obiectiv și nu ați reușit să-l realizezi până în momentul de față? Aveți o nemulțumire de genul ăsta?
De când sunt în administrație, obiectivele propuse le-am trecut în lista de investiții și în dreptul lor le-am pus bani. Numai că știți că în România se schimbă regulile jocului în timpul jocului. În timpul jocului. Și câteodată rămâi dezamăgit. Asta nu înseamnă că dacă pici, să nu te ridici, să mergi mai înainte. Și să renunți la ce ți-ai și propus. Și să renunți. Sunt o grămadă de lucruri pe care mi le-am propus și care n-am mai reușit să fac. De exemplu, exista un program prin sprijinul marilor societăți comerciale, gen supermarketurile, care făceau un program de finanțare pentru anumite lucrări. Contractasem pentru o împrejmuire la parcura asta. N-am reușit. Începusem să fac SF-ul la un centru pentru bătrâni. Problema noastră, administrațiilor, nu este să-l facem. Poate reușim să-l facem. Problema noastră este din ce-l susține. Dar trebuie să vedem foarte clar că viitorul apropiat ne obligă să facem centre pentru bătrâni, că sunt cu staționare acolo, sau cele pe care pledez eu mai mult, de a face o bucătărie, o mașină, o spălătorie, o călcătorie, o mașină, și să te duci contra unei sume pe care o plătește fiul din Spania sau bătrânul din Grădiștea, să-i duci la prânz. O masă caldă, să fie însoțit echipajul de asistentul medical comunitar care ar trebui să existe peste tot, să fie plătit de Ministerul Sănătății, care să țină legătura în mod direct între bătrân și medicul de familie. Adică, mai practic, am fost azi la X și merg la doctor și spun, X nu se simțea bine, avea o culoare, nu prea avea poftă de mâncare. Și totodată, odată pe săptămână, să-i simt cearceaful, să-i simt fața de pernă, să-i adică, spele rufele, lenjeria, da, ce deci, ar trebui, el, cetățeanul, fiind învățat să trăiască în casa lui, fiind proprietatea lui și cheltuind bani să-și o facă, când se duce la centru de bătrâni, socializează. Dar în gândul lui, în hipotalamusul lui, există dacă mi-a rupt cineva gardul în spate, dacă mi-a intrat vreun câine, dacă mi-a furat oții din casă, el tot la proprietatea de aici rămâne. Este bună și ceea care permite să stai acolo. Dar te rupi de viața în care ai trăit și te duci într-o altă viață. Cine a stat la cămin sau a făcut armata, cum am făcut eu, știm ce înseamnă viața într-un spațiu închis. Instituționalizat. Da, unde generează numai anumite posibilități și nici de cum libertatea ta de exprimare. Da. În încheierea interviului aș vrea să-mi spuneți câteva cuvinte despre parcul tematic și ce acțiune aveți în ultima perioadă a anului acolo. Da. Trebuie să reînviem tradiția locală, din punctul meu de vedere. Am făcut un parc tematic dat în folosință în 2014 pe fonduri europene. Prima parte a parcului este tematică, aceea doua parte este loc de joacă. Din păcate n-a fost un teren cu o suprafață generoasă, dar am reușit să facem ceva. Și acum, începând de astăzi, de la ora 12, diversi profesori, învățători, educatori, vin cu grupe de copii în parc și prezintă diverse manifestări prin a prezenta obiecte făcute din hârtie cu Moș Crăciun, pictură pe sticlă. Alții vin mâine și fac dansuri populare, alții vin cu măști, alții vin cu cor, alții vin cu colinde. Vrem să-i dăm viață tematică parcului tematic, pentru că acolo sunt figurine, sunt lumini, vin părinții, se fotografiază copii. Avem moși în mărime naturală, viu, adică poate să facă poze cu moșul, avem căsuța moșului. Avem colinde puse, muzică, adică dăm o atmosferă de sărbătoare pe care, din păcate, nu prea o vedem în județul Călăraș, să dăm viață unui lucru și copilul să țină minte și să aibă o poză când se face mare, că el a fost într-un parc unde era Moș Crăciun. Era un pom împodobit, a primit niște cadouri, a făcut o poză cu un ren, cu Creasa Zăpezii, cu Sania cu ren. Deci astea rămân în mentalul comunei și eu întotdeauna mi-a plăcut să caut lucruri noi
să nu rămânem la stadiul conservator al satului românesc, în care vrea să stea pe piatră, la poartă, nu vrea să... Deci trebuie să evoluăm. Aici trebuie să ne sprijine bunicii și părinții noștri, în sensul de a da posibilitatea tineretului să facă ceea ce simt ei nevoia și nu ce trebuie să le impunem noi. Eu aici, în parcul tematic, am venit cu următoarea idee. Faceți toți ce considerați că este bine să facem. Vreți să recitați o poezie, vă puneți la microfon, să cântați, veniți. Deci nu trebuie să facem așa un program tabu și să impunem noi, pentru că numai așa se dezvoltă. Cum spun și la școală, nu îi mai lăsați corigenți în clasa 8-a. Pentru că nu toți trebuie să ducă către facultăți umaniste sau realiste. O fată poate vrea să facă fotomodel, una poate vrea să facă pictură, are un talent. De ce să o lăsăm corigentă, să nu-i dăm posibilitatea să meargă cu drumul ei mai departe, pentru că viața și așa o va separa. Asta este motivația parcului tematic. Avem mai multe parcuri și astăzi am cumpărat câteva figurine și pentru celelalte parcuri, pentru că eu de-a lungul timpului am vrut să împart proporțional, în funcție de numărul de locuitori, beneficiile pentru fiecare sat. Nu să mă să mă acces cu un sat, să-l fac podoabă și pe ceilalți. Dar aici vine problema uneori a nemulțumirii față de primar, pentru că bătrânii nu poate să plece de la poartă să vadă ce ai făcut tu și în Rasa, și în Bogata, și în Cunești. El vede în dreptul lui. El nu are posibilitatea să plece. Și atunci zice, păi, nu prea s-a făcut mare lucru. Dar ansamblu, și eu merg și cer autonomia locală și să ne dea posibilitatea să ne facem resurse financiare din ceea ce avem local. Eu am făcut asta de multe ori cu temeri. Am avut și am lucerniere pe Izlas, unde am luat bani după baloți, avem plantația de pom fructifer, de asemenea luăm bani, deci dezvoltăm activități. Trebuie să ne înțeleagă să nu mai stăm cu mâna ce așteptăm la bugetul statului.